Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș. De câtva timp am promis că vă voi prezenta modul în care putem realiza un astfel de ou în tehnica croșetului irlandez. Astăzi voi prezenta anumite flori pentru care veți găsi tutorial pe canalul meu de YouTube sau, dacă nu, flori pe care dumneavoastră ați încercat să le faceți, frunzulițe, și pe care eu de obicei când încerc ceva nu le arunc, mi le țin acolo bine. Astăzi le voi folosi pentru a învăța împreună modul în care realizăm un astfel de ou. Eu am văzut în acest mod realizate chiar și din dantelă sintetică, ceea ce, ce aveți nevoie, un balon pe care să-l umflați, scuzați, un balon în formă de ou. Apoi l-am îmbrăcat cu această peliculă de bucătărie, pentru că în momentul în care va fi apretat, florile nu se vor lipi de balon. Este necesar să o puneți. Eu anul trecut am distrus un material din cauza că nu am folosit această peliculă. Am lucrat un ou mare și am pierdut acel material. Voi folosi aceasta pentru început să vă arăt dumneavoastră, în cazul în care nu aveți stabilitate, puteți pune într-un astfel de suport rămas de la de la macrame. Deci punem aici balonul umflat. Vom avea nevoie de un ac cu un fir de ață și vom începe să montăm aceste flori în funcție de modul în care doriți dumneavoastră. Îi veți fixa mai întâi mijlocul, asta este partea cea mai importantă, după care de jur împrejur veți începe să puneți floricelele pe care le doriți. Însă problema este următoarea, tehnica în care vom aplica aceste flori. Aceste flori vor veni cusute cu coada acului. De ce cu coada acului? Pentru că în felul acesta noi nu vom sparge balonul. Până acum nu mi s-a întâmplat să sparg niciunul și așa cum ați văzut, poate, în una dintre prezentările mele de lucrări, am lucrat câteva astfel de baloane înainte să am canalul de YouTube. Deci, eu aici am pornit cu firul și cu acul în mod normal, după care voi începe să aplic aceste flori. Le voi uni între ele cu coada acului. În felul acesta nu riscăm să spargem balonul, așa cum vă spuneam. Florile mele au și un al doilea fir un pic mai lung. Chiar dacă pare o risipă de fire, să știți că aceste capete apoi noi le putem folosi pentru a umple jucăriile noastre, dar este necesar să avem firul mai lung, pentru că astfel vom reuși să îmbinăm florile între ele. Deci vom coase în felul acesta, cu coada acului, cu atenție. Nu este greu. În cazul în care nu reușiți în felul acesta, puteți pune pentru început lucrul și pe masă. Nu este o problemă. După ce am unit un pic, vom trece cu firul înspre următorul pas, unde vom atașa floarea. Deci trecem firul doar în felul acesta și încet, încet vom ajunge partea cealaltă.
unde din nou vom încerca să unim florile între ele. Eu am ales un balon mai mic, pentru că dacă ar fi să fac unul mare, ar dura foarte mult timp, ar trebui să vă țin aici câteva ore, dar așa cum vă spuneam, puteți realiza acest proiect în funcție de mărimea pe care o doriți, în funcție de florile pe care le aveți. Puteți folosi chiar și diferite culori, să le combinați între ele, nu este nicio problemă, după care din nou puteți folosi și flori lucrate dintr-un alt tip de fir. Este important ca ele să poată fi apretate. Eu voi pune aici, voi atașa în funcție de cum consider eu că vor veni. Nu este o regulă, faceți un joc de flori în modul în care dumneavoastră să fiți satisfăcute de rezultat. Când este nevoie, luați în mână lucrul, nu este obligatoriu să-l țineți întotdeauna pe balon, însă important este să reușiți să-i dați forma adecvată. Este nevoie de răbdare, bineînțeles, aceasta este problema cea mai importantă. Eu voi atașa aici un pic. Vă va fi mai greu prima dată când veți încerca, după aceea veți vedea că totul vi se va părea foarte simplu. Aceste flori în tehnica croșetului irlandez, așa cum vă spuneam, pentru anumite din ele puteți găsi tutoriale pe canalul meu de YouTube. Încă nu sunt puse copertele pentru fiecare dintre ele. Cu timpul voi reuși împreună cu Cristi, care este editorul meu, și împreună cu el apoi voi reuși încet, încet să pun totul la punct. Însă, important este ca noi să reușim să executăm lucrările. De asemenea, țin să vă precizez că putem apreta acest ou, pentru că îl vom numi ou, pentru că un ou va fi. Îl putem apreta fie cu aracet dizolvat în puțină apă, fie cu gelatină. Și gelatina este mult mai indicată, pentru că lucrarea va dura mult, mult în timp. Aracetul fiind un pic mai sensibil, cu umiditatea oul se va lăsa, în timp vorbesc. Încet, încet vom atașa aceste flori, primele, după care vom începe să dăm forma finală a oului. Nu este greu, doar începutul, acela va fi un pic mai delicat. Acum voi lua din nou un pic lucrul în mână, pentru că voi face câțiva pași fără să fiu atașată florii. Aceasta este tehnica, nu este nimic dificil.
Eu sper să reușiți să vedeți. Voi lăsa acest tutorial să-l încarc duminică, chiar dacă va dura foarte mult până când se va încărca, pentru că știți că durează câteva ore până când reușesc să încarc un tutorial. Dar, așa cum vă spuneam, eu cred că merită efortul. Puteți folosi și un ac dintre acela mai gros cu vârful rotund, acul pentru cusut lână. Așa. Acum voi încerca să pun o altă floricică, după care vom începe să unim florile între ele. Cum vă spuneam, nu are importanță ce tip de floare este. Important este să reușim să acoperim pe o suprafață cât mai largă. Și să punem în modul în care lucrarea să aibă un anumit aspect. Deci, din nou voi atașa o nouă floare. Dumneavoastră poate veți avea o manualitate mult mai rapidă, însă eu voi lucra mai încet pentru că este nevoie de răbdare. Vedeți de ce lucrez cu coada acului? Pentru că în momentul în care mă voi atașa în anumite puncte, este nevoie să intru cu acul și dacă va fi acul pus cu vârful, atunci noi vom sparge balonul. Aici, din nou, dacă este nevoie, putem să luăm în mână, nu este nicio problemă. Uitați-vă. Asta este modalitatea, chiar dacă l-am în mână, voi continua să lucrez cu coada acului. În felul acesta putem reutiliza, așa cum vă spuneam, anumite flori pe care le-am lucrat și cu care nu am reușit să facem nimic, deci nu am creat nimic absolut. Le vom pune în modul în care totul să fie în ordine, în modul în care să reușim să dăm o formă cât mai plăcută și felul acesta. Mie mi-a venit această idee după ce am văzut o doamnă, nu mi-aduc aminte în ce limbă era acel tutorial, am văzut o doamnă folosind dantelă cumpărată din magazin. Și atunci m-am gândit, eu am acest tip de flori pe care le-am tot lucrat. De ce să nu le folosesc în felul acesta? În acel timp în care
Așa cum vă spuneam, eu eram la începuturile mele, am descoperit această tehnică a croșetului irlandez care pe mine m-a încântat foarte mult. Este o tehnică care a apărut foarte, foarte mulți ani în urmă, așa cum spuneam atunci la începutul acelor tutoriale pe care eu le-am executat în această tehnică. Croșetul irlandez este foarte, foarte vechi, a apărut în timpul crizei economice prin care trecea Irlanda și a fost inventat de către sora Ursula și domnișoara Blanchardie, folosind această tehnică, femeile irlandeze din acele timpuri reușeau să-și câștige necesarul pentru a-și întreține familiile. Acea tehnică a dăinuit până în timpurile noastre. Sunt foarte multe doamne care lucrează în această tehnică. Eu cunosc o doamnă, doamna Anda Teculescu, din păcate ea nu are un canal de YouTube, însă lucrează foarte, foarte mult în această tehnică și eu admir toate lucrările pe care dumneai le realizează. Așa cum vă spuneam, această tehnică fiind foarte veche, dăinuie și în ziua de astăzi prin frumusețea lucrurilor care se pot realiza. Deci, așa cum vă spuneam, nu este nevoie ca florile să fie toate egale, nu este nevoie ca să respectăm o anumită ordine, le vom pune în modul în care considerăm noi că reușim să dăm formă lucrării noastre. După ce vom termina de cusut acest rând, vom continua practic pe balon fără suport și vom începe să unim și celelalte părți ale florii în modul în care să formăm oul. Așa cum vă spuneam, îl voi încărca duminică, pentru că atunci știu că sunteți mai libere. Acum toată lumea este foarte ocupată cu munca în grădină, pentru că a început căldurica, cu curățenia pentru Paște, pentru că în curând va fi și această sfântă sărbătoare, de aceea voi lăsa pentru duminică acest tutorial. Eu am făcut un live cu celălalt ou roz pe care vi l-am prezentat, însă nu l-am încărcat pe YouTube din anumite motive. Acum acesta îl fac anume pentru dumneavoastră. Acum din nou voi lua un pic în mână lucrarea. O voi atașa aici floarea următoare. Eu sper să reușiți să vedeți bine, nu este mare lucru de înțeles, este foarte ușor, foarte simplu. Așa. După care de aici cred că voi putea lucra foarte, foarte simplu. Voi lăsa acest fir deoparte
Și după cum vedeți, toate aceste alte flori au deja un capăt de ață mai lung, pe care eu l-am lăsat anume pentru a reuși să unesc între ele aceste flori. Acolo îmi face un pic de probleme. Așa e când ești un pic mai vechi și ai nevoie de ochelari. Deci voi continua, voi începe să unesc floricelele între ele. Voi face pași în modul acesta pentru a ajunge până în punctul unde eu doresc. Astfel voi da stabilitate lucrării, chiar dacă tutorialul durează un pic de timp. Vă voi face vedere mai întâi modul în care unesc și aceste flori între ele, apoi eu voi coase singură, până când voi ajunge într-un anumit punct. Aceștia ar fi pașii de urmat. Iar acum mă voi uni cu cealaltă floare. În lucrări de anvergură, în lucrări mari, cum ar fi gulere sau manșete sau altele, acestea se unesc cu croșetul între ele, florile. În lucrările mari, cum vă spuneam, vom ajunge și vom lucra și câte un guleraș ceva în această tehnică a croșetului irlandez. Va fi nevoie să trecem la planșă, însă aceasta un pic mai încolo, când va fi mai cald, vom avea timp mai mult la dispoziție. După aceea, tutorialele le veți găsi pe canalul de YouTube. Și apoi, cine va dori, cu timpul va lucra aceste după aceste tutoriale pe care eu vi le voi prezenta. Am ajuns din nou aici, într-un anumit punct, voi lăsa firul liber. Voi trece la cealaltă floare, la floarea următoare, și aici, după cum vedeți, am un fir. Îl voi lua și pe acesta pentru a mă atașa următoarei flori. Voi face modul în care să dau forma oului. Ați văzut Nu este greu. Aici din nou voi lua firul în lucrarea în mână și voi lucra în modul acesta. Voi trece de o parte la cealaltă. Aici este dosul lucrării. Cred că acest fir este cam scurt. Dacă este nevoie, eu îl voi ascunde și voi îl voi lăsa. Voi pune un nou fir. Nu este nicio problemă. Acesta îl voi ascunde de desubt.
L-am întărit un pic, dau stabilitate, chiar dacă are deja. Voi folosi apoi un nou fir. După ce am cusut florile între ele, după cum vedeți, aici avem o parte liberă. Ce se întâmplă? În acest moment punem din nou totul pe balon și începem să coasem florile trăgându-le în modul în care acestea să fie bine întinse. De aceea voi coase aici. Această floare o voi atașa în modul în care intru cu vârful acum. Și apoi voi încerca să acopăr spațiile libere, însă important este ca lucrarea să fie bine întinsă și în felul acesta să aibă un aspect cât mai frumos. În spațiile libere, care ne vor rămâne între flori, apoi vă voi arăta ceea ce vom face. Dați-vă. Deci, eu aici deja am un spațiu liber. În acest spațiu liber voi încerca din nou să atașez o floricică, ceva care să o acopere, însă doar după ce am întins celelalte flori, lucrarea. Felul acesta. Acum mă voi atașa cu ceva mai micuț, cu ceva mai... Vom măsura în funcție de spațiu pe care îl avem. Uitați, voi pune această floricică care este micuță. Da, va fi de ajuns aici. Eu vă prezint în mare pașii care trebuiesc urmați. După aceea, dumneavoastră, bineînțeles, veți face modul în care să fie cât mai prezentabilă lucrarea dumneavoastră. Nu uitați, locurile unde este posibil, puteți intra cu vârful. Însă, dacă sunteți pentru la începutul acestei străzi a lucra în acest mod, vă sfătuiesc să folosiți vârful cu foarte mare atenție. Coada acolo este cea care ne va proteja balonul de riscuri. În felul acesta voi acoperi și acest gol. Voi trage în același timp firul cât mai mult posibil, florile cât mai mult posibil pentru a acoperi spațiul. Voi aranja în așa mod încât totul să decurgă cum doresc. Într-adevăr, este un pic de muncă, se pierde un pic de timp, însă rezultatul ați văzut care este. Așa, acum din nou cu coada acului mă voi îndrepta către o următoare petală unde voi putea să... Da, aici, uitați-vă. Acesta este toată filozofia lucrării acestui tip de ou. Acest fir deocamdată îl las aici. Dacă îmi va fi util, îl voi folosi. Nu
Nu știu la ce oră voi încărca exact tutorialul duminică, pentru că duminică se schimbă și o oră până reușesc să-mi ridic bătrâna care vă face mofturi că nu a dormit destul. În sfârșit, când voi reuși, o voi face. Oricum, tutorialul îl veți găsi pe canalul de YouTube, indiferent de ora la care acesta va fi încărcat. Uitați-vă, încet, 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 încet. Dăm formă lucrării noastre. Unde este nevoie, trecem cu acul fără probleme dintr-o parte în alta. Aici voi folosi din nou vârful. Eu sper să se vadă ceea ce realizez. Nu vorbesc prea tare, pentru că, așa cum știți, eu filmez dimineața foarte devreme, când toată lumea încă doarme, și de aceea vocea mea este, de obicei, este foarte joasă. Nu trebuie să fiu nervoasă ca să ridic vocea. Dar nu vreau să mă enervez, pentru că am destule zile în care sunt supărată. Așa. Acum voi trece mai departe. Și încet, încet mă voi îndrepta către următoarea petală pe care o voi coase pentru a uni între ele florile. Acum să știți că sunt și doamne foarte experte care lucrează de foarte mult timp în această tehnică. Eu încet, încet încerc să acopăr cât mai mult din cerințele dumneavoastră, de aceea învăț de foarte multe ori lucruri noi, așa cum ați văzut, genți pe care, sincer vă spun, niciodată nu am gândit că le voi lucra, voi trece și la altele, pentru că aș vrea ca să acopăr o gamă cât mai variată și să vin în întâmpinarea dumneavoastră a tuturor celor care sunteți înscriși pe acest canal de YouTube. Cineva mi-a spus într-o zi, v-am urmărit tutorialul cu Moș Crăciun, acolo vorbiți mai puțin. Este nevoie de multe ori a vorbi în timp ce facem tutoriale, să explicăm. Chiar dacă aici, în fața camerei de filmat, sunt singură, știu că în momentul în care tutorialul va fi sus pe YouTube, vor fi persoane care vor asculta. Și așa că nu mă simt singură. Exact ca și cum v-aș avea aici alături și vorbesc cu dumneavoastră. De aceea și vorbesc mult. Măcar așa să vorbesc, pentru că oricum în timpul zilei nu e că vorbesc prea mult. Doar când lucrez cu dumneavoastră, bătrâna mea vorbește foarte puțin,
Și singurele persoane care mai reușesc să discut sunt copiii acesteia când vin aici. Și, bineînțeles, cele câteva prietene virtuale pe care le am, cu care mă salut, dar nu vorbim în fiecare zi la telefon. Așa, deci am ajuns în acest punct. De acum, din nou, voi abandona un pic acest fir și mă voi atașa acestuia. Voi încerca să merg mai departe cu lucrarea. Atașăm din nou floricele în funcție de distanța dintre de golurile care sunt. Voi pune aici o nouă floricică. Am întrerupt un pic pentru a pune țanac. Merg din nou cu coada acului. Acum este necesar să lucrăm doar pe balon, pentru că nu mai avem nicio altă posibilitate de a-l introduce din nou, dacă scoatem lucrarea. Am ajuns din nou aici într-un punct unde mă pot atașa celeilalte flori. Pe măsură ce vin înspre partea de jos a lucrării, strâng și florile, le trag practic, le întind. În modul în care să prindă forma. Vedeți? Am ajuns aici. Acum eu voi face din nou pași înspre locul unde mă voi atașa următoarei flori. Întors înapoi, am săltat. Eu cred că reușiți să observați ceea ce fac, pentru că mi-ar părea rău să ratez, să eșuez acest proiect, pentru că, după cum vedeți, este un pic de lucru și, în afară de aceasta, așa cum vă spun întotdeauna, în spatele camerei, în spatele fiecărui tutorial sunt ore de lucru, ore în care dumneavoastră nu sunteți prezenți pentru a vedea ceea ce realizăm. De aceea respect tot respectul pentru toți creatorii de conținut. Am ajuns și în acest punct. Aici din nou voi scurta firul și voi încerca să acopăr următoarele goluri. Voi intra cu vârful acului de această dată. Voi face un nod două pentru a da stabilitate firului. Acum chiar că este nevoie de mare atenție, pentru că trăgând lucrarea riscăm să ruinăm totul.
Voi ascunde firul de desubt, îl voi scurta. Voi vedea în continuare cu ce voi continua. Ceea ce vroiam să vă arăt din nou. În locurile unde sunt aceste mici goluri, pentru a le umple, putem face cu croșetul aceste mici cerculețe, pe care apoi le atașăm și le unim. Uitați-vă, cu ajutorul acestora, noi vom acoperi aceste goluri. Voi intra mai întâi cu vârful. Pentru a-i da stabilitate. Apoi din nou cu vârful, însă ținând în mână, mă voi îndrepta într-o altă direcție, cum vă vine mai ușor dumneavoastră. Voi merge în sus. Aceste cerculețe le-am făcut punând firul de macrame pe deget, în jurul degetului, l-am rotit de mai multe ori și apoi am făcut un rând de piciorușe scurte. Așa, închid aici. Merg mai departe, de data aceasta mă deplasez cu vârful. Deci unde este posibil și pot proteja balonul, merg cu vârful acului. Unde nu, intră în acțiune coada. Așa. Am unit și aici. Voi deplasa către această petală, vedeți, prind în modul în care să nu existe goluri foarte mari în lucrare. Am făcut-o și pe aceasta. Mi-a rămas foarte puțin de făcut, după cum vedeți. Voi intra cu foarte mare atenție cu acul și mă voi deplasa în direcția acestui gol pe care l-am aici, pentru că și pe acesta va trebui să-l umplu. Și aici voi pune, ce voi pune? Voi pune o mică frunzuliță, să văd dacă îmi ajunge. Da. Să știți că nu are importanță modul în care o puneți, cu vârful în sus sau în jos. Important este să acoperim golurile. Mă voi atașa cu vârful acului, în felul acesta. După care continui cu coada. Și din nou ne vom uni în toate modurile posibile cu celelalte părți.
intra un pic mai sus pentru a da un pic de stabilitate, după care voi ieși din nou unde va fi posibil. Voi face din nou câteva cusături pentru a uni părțile între ele. Voi atașa și celorlalte flori de deasupra. Tremură un pic mâna, sunt obosită, dorm foarte puțin. Voi dormi și mai puțin când se schimbă ora. De ce nu vrei? Că este scurt firul, îmi face un pic de probleme. Așa. Încet, încet ajungem la finalul acestei lucrări. Eu sper să vă placă, eu sper să vă încânte și această idee, acestui tip de ou. Așa cum vă spuneam, cred că săptămâna viitoare voi intra aici, intru un pic cu vârful pentru a da stabilitate acestui capăt de fir. Săptămâna viitoare voi intra la câteva aranjamente și apoi vom vedea cu ce vom continua. Câteva aranjamente pentru Paște. Voi încheia questo. Și această parte. Voi trage un pic lucrarea să văd cam ce mi-ar trebui. Cred că doar aici va fi nevoie de ceva să adăugăm. Și ce voi adăuga? Voi adăuga din nou o astfel de frunzuliță sau o floricică, ia să văd ce voi pune. Am renunțat la frunzuliță, am pus un nou rotund din acesta, pe care l-am pregătit din timp, iar acum voi continua să unesc părțile, trăgând, bineînțeles, așa cum ați văzut, florile în modul în care a dat forma de ou. Voi continua să cos și aceste petale mici, să le unesc. În felul acesta. A
aici sus ne rămâne întotdeauna o parte goală. Această parte, dacă doriți, o putem acoperi în timpul în care decorăm lucrarea, sau dacă nu, putem tot în același mod, strângând și trăgând florile, să închidem cât mai mult posibil. În felul acesta, vedeți? Și încet, încet, cu pași mici, ne apropiem de sfârșitul acestei lucrări. Eu sper să vă placă, sper să încercați și dumneavoastră, pentru că așa cum ați văzut, rezultatul surprinde rezultatul final. Așa cum vă spuneam, această lucrare poate fi apretată cu aracet, aracetul pe care îl găsiți în magazinele de specialitate, unde sunt vopsele, acel aracet care se folosește, spun și pentru doamnele care mă întreabă pe canal de multe ori, cum apretați, cu ce să lipim, cu ce să... Aracetul care se folosește în construcții atunci când se aplică plăcile de faianță, însă trebuie să diluat cu apă, bineînțeles, și înainte de a apreta, trebuie să umeziți lucrarea. Deci ceea ce este aici pe balon, o umeziți bine cu apă și apoi introduceți în aracet. Aceasta vă va ajuta să puneți la uscat pe fir. Celelalte fire care sunt în plus aici, bineînțeles, le vom ascunde, le vom scurta. Eu am vrut să vă prezint partea cea mai interesantă. De acum micile detalii rămân să le executăm singure. Acesta este oul. Îl veți apreta, așa cum vă spuneam, dacă nu doriți cu aracet. Acestea eu trebuie să le scurtez acum. Dacă nu doriți cu aracet, puteți apreta cu gelatină și aceea este foarte durabilă, durează mai mult în timp. Și bineînțeles, în timpul ce apretați, va trebui să trageți cât mai bine lucrarea, să o aranjați în modul în care să aibă forma adecvată. Rezultatul va fi un nou de acest tip. Așa cum vedeți, nici aici la mine nu este perfect, pentru că nu are cum să fie perfect. Eu această imperfecțiune o voi ascunde în momentul în care voi face aranjamentul. Și pentru că aici este coada balonului și, bineînțeles, nu poate fi perfect. O voi ascunde momentul în care voi atașa. Eu sper să vă placă ceea ce v-am prezentat astăzi. Sunt Tatiana Andrie și, așa cum spuneam, voi încărca duminică tutorialul, de aceea vă doresc duminică binecuvântată și o zi minunată tuturor. La revedere!